Salutare, prieteni, bine ați venit la mine în emisiune. Leo foarte supărat. N-a ieșit nimic azi. Bună seara, prieteni. Dacă și CFR-ul 0-0. Ce facem, băi, Leo? Nu mergem în vacanță, nu câștigăm la pariuri, Corvinu a făcut 0-0, Olga își cere bani, Bondan o trimite pe mamaie să aprinde lumânări. Au zis, prieteni, ce face Bondan? Pentru 1000 de euro, mă? Păi e frumos așa, Bogdane? E frumos? A luat-o pe Olga, a luat-o cu japca. Pe bune, a luat-o cu japca în afară. Ce ai de gând să faci cu Olga pe acolo? Ce crezi de Olga face Bondan cu Olga? Îți bate joc de ea, nu? Nu zici nimic? Vorbești cu gajicile? Leo la mine în emisiune pentru prima oară, prieteni, când nu prea vorbește. Sunt concentrat că este aici la telefon, nu sunt la atent la acest spiritul. Concentrat la gagici, Leo, sau la meciuri? La meciuri? Vorbești cu meciurile să dea gol? Acționezi la butoane? Ce bine era. Deci acum 2-2 la CFR. Era bine. Ce prieteni. Să mai dea? Asta e, Leo. E părerea mea, și care să ne lăsăm de pariuri, Leo. Nu vezi? Dacă puneam 0-0 la Corvinu, 0-0 la CFR, puneam și noi 2 milioane, poate luam și noi vreo 25-30 de milioane. Să pui la scor corect, cred că luam mai mult, nu, Leo? Cred că luam 50-100 de milioane, dacă puneam la scor corect 0-0-0-0. Nu? Acum nu mai avem motiv că a venit Alin, că Pricaza, că nu se dau goluri. Uite că nu se dau goluri nici când nu e Alin. Ce credeți, prieten? Alin te-a dus iar în vacanță, în Egipt, la Cămile, pe acolo, la Tutankhamon. Bravo lui! Ce să fac? Se distreze, că e tânăr. Se simte bine, era cam obosit. După drum, după asta, dar... Na. Ce să zic, vacanță plăcută, Aline, e cu o săptămână asta acolo. Ia să vedem cu cine vorbește Leo, vă spun, prieteni, dacă aflu ceva, vă spun cu cine vorbește Leo. Ce să mai afli, mă, Cristi, ce să fac? Cu cine vorbește? Cu Dana Criminalul. Taci din gură, Leo, taci din gură, mai spune așa. Mai, trebuie să tai la montaj de ori și știi că emisiunea mea nu se poate tăia. Ca Domnului. Deci te-ai împăcat cu așa? Cu Dana? Dar cu criminalul? M-am împăcat. Zici tu, da. Criminalul, chestii, da. Nu știu ce, da? Când, în 2025 sau 2035? E că în 2035? Prieteni, înseamnă că s-a împăcat cu rățenia Pământului, ce să zici, asta e, multul 90, CFR 0-0. Care 90, mă, frate? Aoleu, aș putea să dea 4 goluri. 89 și 17 secunde, Leo. Mai sper la 4 goluri? Atâta, n-ai de unde să știi. Poți să acționezi, să vorbești cu cineva să le stingă nocturna? Să anuleze meciul? Nu poți, a? Prieteni, Olga m-a sunat și pe mine și o duce foarte rău în Olanda acolo, cere bani în fiecare zi ca să-l întrețină pe Bogdan, pe cuvânt. Nu știu ce ne cere nouă bani în fiecare zi. Le-o a dat de vreo 2 ori, dacă nu chiar de 3 ori. Cred că vorbești și tu la emisiune, scuză-mă că... Păi stai, băi, Leo, uitați, prieteni, cum se pleacă din emisiune de la mine. Prima oară când Leo pleacă din emisiune, e supărat, prieten, pentru că nu i-a ieșit pasența. Ar fi vrut și el într-o vacanță. Vorbește cu gagicile, prieten. De-aia a plecat. Să vorbesc. Ce credeți, prieteni?
am vorbit cu Alin și mi-a spus că i-a dat lui Fanu, i-a dat 200 de lei și a zis, bine mă, i-a dat 200 de lei și ca să vină aici. Și nu o să vină, pentru că motivul este că Leo i-a spus să nu vină. Dar a primit 200 de lei. Și a zis lui Alin, băi Aline, tu de-abia mi-ai dat 200 de lei din datorie și lui Fanu îi dai așa, imediat bamba și nici măcar nu e aici. Și că, păi de ce n-ai zis, că nu știu ce și pe dincolo? Păi ce să zic, mă, nu știi că vin pe aici? Eu nu pot să stau noaptea, prieteni, aici. Eu am venit, nu știu pe la ce oră am venit azi, dar nu pot să stau. Chiar nu pot să stau. Am și eu alte treburi de rezolvat. Nu și un biscuit. Era bun cu ciocolată. Am dat un gol, mă! Mamă, mamă, ce raptează ăștia, mă! Este... Mi-a plecat invitatul din emisiune și nu mi se pare normal. Vouă vi se pare normal? M-am supărat și plec eu din emisiune. Pa, la revedere! Dar vreau să-mi pun un suc. Stați așa. Am voie să-mi pun Pepsi sau n-am voie? Am adus Pepsi astăzi. În emisiune, prieteni. Leo, văd că nu mai revine în emisiune la mine. N-a făcut insulina și n-a luat medicamentele, trebuie să-i spun. Sper că nu s-a trântit în pat acolo și s-a băgat la somn. Azi l-am scos și eu puțin pe afară, prieten. Alin plecat. El e singur. Mă aștept ca să mă sune patroana. Uite, lași lui Leo, doi biscuiți. Să-i împărțim frățește. Dar nu merită, prieteni, pentru că a plecat de la mine în emisiune. Nu? Era să primească gol CFR, prieteni. Prieteni, ce să mai spun? Sunt la Leo, la apartament, la Rin, la Rino. Vreau să transmit și eu un mesaj patroanei, să stea liniștită, că totul e ok. Mai trece pe la Leo din gând în gând, până cred că mă duc la mare, prieteni, să nu mă spuneți. Cred că duminică sau luni o să plec la mare. Pe bune, îți dau să mai încerc să mai saudăm. Nu am probleme. Mama, nu se dă mai încet? Gata. A? Deci, posibil să plec la mare în 2-3 zile. Asta e, dacă Alin stă o săptămână în Egipt, eu n-am ce să-i fac. E mai bine să nu vină Fanul pe aici, pentru că e mult mai curat fără el aici și Leo chiar își dă silința. Auzi, mai spală una, alta, mai nu știu ce. L-am mai așteptat și pe aici. Am verificat iar frigiderul, am mai aruncat una, alta, mai... Deci, e totul ok. E mai curat decât când sunt prea mulți pe aici. Așa e, decât Leo, pa, și-a luat și-a strâns. Și aia e. Prieteni, fac decât 10 minute. Sau să fac mai mult. Nu știu, dar... Na. 10 minute cred că e suficient de emisiune. Leo văd că nu revine. Eu trebuie să vorbesc ca o moară stricată și n-are rost. Ce să mai vorbesc, prieteni? Cum Bogdan mi-a trimis mie mesaje și spune că o trimite pe bunica sa
la biserică, la biserica din Craiova și cu ea prinde lumânărul lui Leo. Urât. Ce încearcă Bogdan să facă, nu mi se pare normal. Leo i-a propus, o aduci pe Olga în București și după aceea îți primești, îți primești bani. Așa a spus Leo. Deși nu cred că Leo i-ar mai da vreo sumă de bani. Înțelegeți? Eu măcar am mai văzut din 60 de milioane, am văzut 200 de lei. Am uitat să vă mai zic, mi-a dat el odată 100 de lei. Dar tot așa, mi-a dat că... Na, câștigase la, la casino, la păcănele de alea. Câștigase într-o seară 6-7 milioane, acum o lună și ceva. Era și Totorino și mi-a dat și mie 100 de lei. Dar eu o să țin cont de banii care mi-i dă și tai de pe listă și nu vreau dobândă, nu vreau nimic decât banii mei. Deci cu alte cuvinte mai ales 58 de milioane. Nu vreau nimic în plus. Și după aceea m-am primit și eu 60 de milioane. Dar să vedem când se achită de banii ăștia. Eu sper să fie cât de curând. Hai, sănătate, prieteni, libertate și pace pe pământ. De aici, din studio, de la Leo, de la Sihaia, prieteni. Hai, la revedere, bam, bam.